Sincer, nu prea mă simt ok să filmez pe aici, dar cam așa e situația. Noi transportam droguri, eram suspect. Sunt 100% sigur că veți fi arestați acolo. Dacă mergem pe riscul nostru. Și îmi spune să știi că ești căutat de Interpol. Buenos dias și bine m-am regăsit cu un nou vlog din Cucuta. Unde suntem? În Columbia, nu? Iar înainte să începem acest vlog, nu uitați să dați un like și să vă abonați, activați clopoțelul și comentariul zilei este libertate. În vlogul acesta vă prezentăm ce naiba căutăm aici și toată situația din Venezuela, pentru că a fost un adevărat coșmar. O luptă să ajungem aici. Așa că haideți să începem, vă arătăm în același timp și puțin acest oraș care până acum nu ne-a uimit absolut deloc și veți înțelege mai bine de ce în Venezuela nu-i de mers nici măcar așa de probă cum am făcut-o noi. Și ca să o luăm cumva cu începutul, trebuie să vă reamintim din vlogurile trecute că am avut probleme deja de când am încercat să trecem granița și am reușit într-un final. Acolo am fost opriți cam 11 ore în vamă, în acea cămăruță și am discutat cu cei de la emigrări care ne-au cerut foarte multe informații, printre care și numărul de telefon. De ce vă spun de numărul de telefon? Pentru că în acea seară când au fost ei, încât se verifice dacă noi stăm cu adevărat la cazarea pe care le-am dat-o, au ajuns să ne contacteze pe WhatsApp și să ne întrebe diferite chestii, după care zi de zi primeam mesaje de la ei pe WhatsApp încât se asigure că încă suntem în San Cristobal, să ne întrebe unde ați fost, ce ați făcut, ce ați filmat și cel mai grav e că odată la două zile veneau agenți de poliție la noi la cazare pentru a verifica cu noi, pe telefon, eram obligați să le arătăm ce am filmat și ce poze am făcut, încât ei să fie siguri că noi nu am venit cu alte scopuri decât scopuri turistice. La început ne simțeam cumva în siguranță, pentru că poliția avea adresa noastră exactă și poziția noastră exactă și știa mereu unde suntem, însă, fiind în cea mai dubioasă țară, cea mai periculoasă și coruptă din America de Sud, am început să ne punem întrebări de ce acești oameni, acești ofițeri, vor să știe unde suntem, unde ne aflăm și ce facem în fiecare zi. Iar starea de paranoia nu era alimentată doar de diferitele mesaje pe care le primeam și vizitele aproape zilnice. De fiecare dată când ieșeam pe drum, ne opreau foarte mulți polițiști, și mai ales când luam transportul în comun în San Cristobal, pentru că la metrou sau în general la autobuze sunt diferite controle și tocmai pe noi ne nimereau, ne cereau de fiecare dată buletinul sau pașaportul, însă cum suntem turiști, pașaportul de fiecare dată și începeau nenumăratele întrebări agasante la un moment dat. De ce am venit în Venezuela? Dacă avem familie aici? Unde stăm? Unde o să mergem, ce o să vizităm, ce am vizitat deja, ce o să mâncăm, ce o să facem mâine, ce poze facem, dacă facem poze. Haideți totuși să vă mai arătăm puțin și zona în care ne aflăm. Deci suntem aici în Cucuta și aici este un fel de piață, din câte pot observa, sunt în special aparate cu care poți face sport, dar este destul de urât orașul, adică sincer, din ce am văzut noi până acum, nu prea ai ce să faci pe aici, sunt foarte mulți oameni care se droghează și este într-o stare cam nasoală, adică mie mi se pare că acest oraș arată chiar mai rău decât ce am descoperit noi în Venezuela, pentru că tocmai discutam de faptul că în Venezuela e haos, dar e haos din cauza sărăciei și ne referim la faptul că sunt vechi clădirile și arată destul de rău. Aici Columbia o duce mult mai bine, dar din păcate totul arată rău, adică e mizerie pe străzi, clădirile sunt vechi, oameni peste tot, care nu prea au ce căuta aici și din păcate noi am prins roșu și în legătură cu ceea ce s-a întâmplat după, deci noi din San Cristobal am avut toate acele controle de fiecare dată și era insuportabil, adică uneori noi nici măcar nu mai ieșeam afară decât dacă aveam nevoie să ieșim să filmăm, pentru că dacă erai cu telefonul sau fără, oricum văzându-ți fața și văzând mai ales că ea nu arată deloc a venezueleancă, trebuia sau venezuelană. Da. În general, primeam foarte multe controle. Dar după care am ales, așa cum știți, să plecăm din San Cristobal către Mérida. Acolo a fost și mai rău. Și nu mă refer în Mérida. În drum către Mérida sunt nenumărate checkpoint-uri, însă înainte să vă deplasați în Venezuela, oriunde v-ați duce, că vă duceți către un orășel mic sau către un orășel mare, din moment ce vă urcați într-un autobuz, trebuie să vă înscrieți numele și numărul pașaportului, sedula, așa se numește aici, e numărul de pe buletin. Ei îl dau cumva la fiecare checkpoint, la militar sau la poliția care
listă și verifică cine iese din... Noi ne gândeam că ei cumva fac acest lucru încât să știe cam cine iese din sat, din oraș, să știe cam care sunt deplasările. Fiind o dictatură, e normal oarecum. Iar atunci când cei de la checkpoint-uri vedeau numele noastre pe liste, de fiecare dată ne făceau să coborăm din autocar pentru a verifica ce avem în bagaje și pentru a verifica de ce suntem în țară. Iar de fiecare dată pierdeam foarte mult timp și ce este suspect e că doar pe noi ne controlau, adică verificau cumva în autobuz fiecare document în parte. Dacă ne oprea poliția, erau întrebări, cum v-am zis mai devreme, dacă ne opreau cei de la antidroguri, ne făceau să coborâm, să ne verifice ghiozdanele și toate obiectele, pentru că na, noi transportam droguri, eram suspecți. Cumva asta este problema, că te simți... Nu știu, se pune o presiune asupra ta ca turist, ca și cum ești un suspect, ești inamicul numărul 1 în această țară. Da, e cumva pe turiștii consideră intruși, chiar teroriști și din păcate, din toată situația asta, ok, e o problemă că deschide ghiozdan, verifică tot ce ai, dar o fac ei, o fac ei și umblă chiar peste tot. Tu nu mai ai deloc intimitate, adică erau cu chiloții mei în mână și învârteau acolo, oh, ia, ce e aici? Și cumva te simți de tot căcat. Când am ajuns în Merida, ne gândeam cumva că... Gata, o să scăpăm, pentru că nimeni nu mai avea nicio informație despre noi, nu mai știau hotelul, nu mai știau ce o să facem acolo, pentru că n-am dat mai multe detalii. Cumva ne-am calmat puțin și starea de paranoia și gândirea negativă, pentru că am zis, a, ce bine, nimeni nu știe despre noi, o să fim lăsați în pace. Dar n-a fost așa. Acum suntem în Parcul Santander, deci plața central, plaza, cum spun spaniolii, și cred că veți vedea aici un lucru. Sunt foarte multe persoane care vând produse, ceea ce e bine, cam așa era și în Venezuela, și dar așa din păcate era și în America Express. Da. Dar din păcate în același timp veți vedea că sunt și mulți care arată foarte rău, pentru că în general sunt drogați. Și problema e că după ce am ajuns noi în Merida, deci după toate acele checkpoint-uri puțin stresante, despre asta vă vorbeam, de ce este această persoană. Deci după ce am ajuns noi în Merida, problema a continuat. Pentru că pentru că am primit într-o seară un mesaj pe WhatsApp, pentru că v-am zis la început, au aflat, de fapt a trebuit să dăm numărul nostru de telefon de foarte multe ori și cumva... Hello. Fine, and you? Romania. Gracias. Thank you. What's your name? Name? Mi nombre. Cómo te llamas? Armando. Armando. Nice to meet you. Cristian. Cristian. Denisa. Denisa. Muchas gracias. Buen día. Să ne mișcăm că vine domnul ciudat. Dar da, sunt și persoanele de care spuneam noi că cumva sunt pe aici prin piață și în Cucuta cam totul arată rău în sensul în care sunt gunoaie și mulți oameni în străzi. Dar arată bine centru. Se vede că e renovat. Clădirile, mă refer. Sunt foarte multe în jurul acestui parc, Santander. Iar acesta este și cel mai mare, nu e național, pentru că cel național am fost deja, era puțin mai mic și erau mulți oameni ai străzii, da. Însă acesta este mult mai dezvoltat și chiar se află chiar în centrul orașului. Și o informație importantă, dacă veniți în Cucuta, feriți-vă foarte mult de periferii și de canal. Este un canal principal pe care îl găsiți aici, foarte aproape de centru. Ideea e că noi am ajuns în Merida, așa că era mai liniștiți. După care ne spune proprietara, deci că noi suntem urmăriți din nou, ne-a dat mesaj pe WhatsApp că vrea să discute cu noi, ne-am întâlnit și ne-a explicat puțin care e situația și am început să devenim paranoici. Așa cred, știți puțin de pe live cam care e situația și gândurile pe care am început noi să le avem dacă mai rămânem în țară. Mult sau mai nu. Paranoici. Mult mai paranoici decât eram, deci era o situație puțin neclară. Noi seara ne și gândeam să avem grijă, să încuiem foarte bine ușile, că naiba știe ce se întâmplă, să ne asigurăm că telefoanele sunt complet oprite, chiar dacă nu prea aveam noi rețea, dar noi să ne asigurăm că totul e oprit, încât să cumva să eliminăm orice posibilitate de a fi ascultați. Însă, toată starea asta a alimentat-o și foarte mulți localnici care ne ziceau cumva că dacă ne ducem spre alte zone, orașe mai mari, sunt cazuri acum în momentul de față în Venezuela, în care turiști au fost arestați, fără niciun motiv, pentru că ei își permit acest lucru. Motivul lor era de obicei terorism, posibil ca acele persoane să fi venit să destabilizeze țara. Hai să facem un tur și pe partea aceasta să vedem cam care e situația aici, pentru că fiind centrul, vreau să văd cam cât de sigur e. Pe timp de noapte vă asigur că e un haos total. Am trecut ieri, din păcate, dar ajungem și la partea aceea, că am ajuns în Cucuta și trebuia să ajungem la cazare. Dar veți afla puțin mai târziu, dacă rămâneți până la sfârșit. Și dacă ați ajuns până aici, lăsați și voi în comentariu Santander.
Nu mai e ok așa. Și după, după toate aceste lucruri, până la urmă noi ne-am hotărât să rămânem în Merida, așa cum știți, dar în același timp totuși mai discutam cu unele persoane și spuneau că ce căutați aici? Nu e ok că sunteți aici, veți fi în pericol dacă plecați către orice alt oraș și nu ieșiți deloc seara. Noi am ieșit de câteva ori, n-a fost chiar așa de rău, adică Merida era safe în Merida mare parte. Merida era cumva un loc turistic, a fost și se vede că a fost pentru că era mult mai sigur decât alte zone, chiar dacă se vedea totuși că orașul a fost afectat, nu erau chiar atât de mulți oameni ciudați sau chiar atât de multe controale de poliție ca în San Cristobal. Noi discutând din nou și din nou și din nou cu mai mulți localnici, am aflat că e chiar rea situația și în fiecare zi când ieșeam, ne întâlneam din nou cu polițiști, când filmam ne opreau din filmări, ne verificau, aveam în continuare acele controale acasă, la cazare, de la agenții de poliție din Merida, încât să afle ce facem. Și noi de fiecare dată, după ce ieșeam să filmăm, copiam foarte repede pozele pe laptop și filmările, încât să ne asigurăm că totul e ok. Pentru că, amintiți-vă, noi am semnat să nu divulgăm nicio informație despre... Și să nu filmăm deloc. Într-un final, ce ne-au hotărât să facem? Să plecăm. Să plecăm în Barachisimeto. Noi ne-am luat autobuz, adică ne-am dus de dimineață cu ideea să plecăm 6 ore sau, da, 6 ore de drum. Cam 6 ore, da. Starea autobuzului nu vă zic că e la fel ca cea din San Cristobal spre Merida. Noi încă avem dureri de spate, de la cum am mers cu acele autocare, a fost cumplit. Adică suntem obișnuiți cu drumuri lungi și dese cu autocarul, dar în Venezuela a fost un haos total. Ei au autobuzele lor, făcute chiar în țară, produc și ei ceva într-un final și sunt vai de capul lor. Ne așteptam din nou să fie controale, să vadă care e situația cu noi, ce căutăm noi acolo. Noi deja eram sătui de toate controalele. După 2 ore de transport din Merida către Barquisimeto, s-a ajuns la un checkpoint puțin mai mare, nu mai știu exact cum se numea orașul, dar o să vă pun în partea de jos, pentru că era ceva cu V. Ne-am oprit acolo, a urcat din nou un ofițer în autocar. Prima dată m-a luat doar pe mine, am coborât din autocar, am început să-mi zică să-mi iau și găzdanul și toate bagajele pe care le am, încât să verifice tot. După, au aflat că mai sunt și cu soția mea, pentru că m-am întrebat cu cine ai venit, la cineva, și am zis că nu cunosc pe nimeni în Venezuela și eu am obiceiul să vorbesc la plural, așa că am zis că suntem aici cu scop turistic și îmi spune acel ofițer, cine? Dar cu cine mai ești? A, păi soția mea, e în autocar, așa că a trebuit să mă duc să o iau și pe ea, să o chem, să zic că uite, ia-ți bagajele, haide să coborăm, nu știm cât naiba vom sta aici. Ne-au desfăcut din nou ei ghiozdanele, au început să umble peste tot. Din păcate au văzut că aveam trepiedul și au început să aibă niște dubii, trepiedul telefonului. Dar fiind un trepied mic, până la urmă au zis, a, ok, îl folosiți pentru poze. Și ne-au lăsat în pace în legătură cu acest subiect, dar au desfăcut tot. Tot ce aveam ghiozdan, au adus un câine pentru a mirosi ghiozdanul, să vadă dacă nu cumva în... acele, cum se numesc? Bretele. Bretele, da. Nu avem droguri. Au văzut că totul e ok, dar după o oră ne spun, din păcate, vă recomand să nu plecați în Barquisimeto. Pentru că le-am spus că asta e destinația finală. Și am zis după că vrem să mergem și Valencia. Și Valencia și Caracas și după scoborăm prin orașele cele mai mici către Brazilia. Și după ce le-am spus chestia asta și ne-au zis că nu trebuie să plecăm nicăieri, ne spune, pentru că sunt 100% sigur că veți fi arestați acolo, este acum o mare problemă în Venezuela, sunt destul de multe discuții din cauza lui Maduro și acum putem nu, spune. Nu-ți venea să-i zici nu, numele, nu? Sunt obișnuit cumva să nu spun numele, dar acum în sfârșit putem și din cauza lui nu ar trebui să mergem acolo pentru că sigur vom fi arestați. Chiar ne-au informat despre toată situația, ne-au și zis că dacă mergem pe riscul nostru și că ei nu o să poată să facă nimic să ne ajute sau nici țara noastră dar nu o să poată uitați să că, păi, schimbe n-au, nimic. N-au, cum îi spune, n-au legături diplomatice cu Venezuela, România și Franța. Atunci când noi am auzit aceste chestii, ne gândeam, păi, ar trebui să plecăm. Dar în același timp, vameșii cu care discutam noi mereu pe WhatsApp zilnic, ei spuneau, da, mergeți acolo, mergeți fără nicio problemă. Ei chiar insistau să mergem în Caracas. Și noi ne gândeam că oamenii ăia chiar voiau să fim arestați în Caracas sau cam asta ni se părea nouă că ar fi. Așa că am luat alt autobuz, deci am coborât din autocarul pe care l-am plătit full, am dat cam 25 sau 20 de euro de persoană, de dolari. Am coborât, am așteptat acolo cam 2-3 ore să vină alt autocar,
către San Cristobal. Am plecat către San Cristobal, din nou controle peste controle și cel mai important la care am ajuns noi a fost cel ultimul control din, dinainte să intrăm în San Cristobal. Așa că am ajuns la acel punct, din nou mă coboară din autocar doar pe mine, dar de data aceasta știau că suntem amândoi. Mă coboară doar pe mine și îmi spune, să știi că ești căutat de Interpol. Am mă gândeam că face asta o glumă sau ceva de genul. Dar el se uita foarte serios și cumva dur la mine și a zis că, da, eu știu că n-am nicio problemă, așa că pot coborâ liniștit, pot discuta cu ei. M-au interogat și după îmi spune că, da, e ok, poți intra în Columbia, poți urca în autocar ca să te îndrepți către vamă. Așa că am urcat din nou în autocar, am ajuns în San Cristobal, acolo am trecut vama liniștiți, dar din păcate am pierdut autobuzul, pentru că a trebuit să coborâm, să punem pila de ieșire din Venezuela, de intrare în Columbia. Haideți să vă arăt deja până la canal cum arată toată situația pe aici. Deci pe margine e un haos total, sunt în general câini, oamenii străzii și ei în zona aceasta își au casa cumva. E plin, plin, plin. O filmez așa, nu prea, sincer, nu prea mă simt ok să filmez pe aici. Dar cam așa e situația. Și, din păcate, pe toată lungimea canalului, e cam așa. Sau chiar mai rău. Mizerie, oameni, animale. După ce am intrat în Columbia, a fost tot ok acolo la vamă și în Venezuela și în Columbia. Ce s-a întâmplat? Au apărut problemele în continuare. Nu era nicio mașină disponibilă pe Uber, așa că n-am putut să chemăm un Uber, un taxi. Așa că ne-am dus la niște ofițeri de poliție din Columbia și ne-au ajutat, au fost foarte de treabă. Pentru că noi nu aveam bani cash, asta era problema principală. Nu puteam să plătim un taxiu și cu cardul, cu siguranță nu poți plăti la taxiu. Așa că domnii de acolo au vorbit cu taximetristul, i-au zis dacă poate să ne ducă și după aia noi să scoatem bani, de fapt să ne ducă la un ATM, scoatem bani, după aia să ne ducă la destinație și au și discutat acolo de preț ca să fie mai bun și pentru noi și pentru ei. Da, să nu ne luăm țeapă din prima. Și ideea e că noi ne-am îndreptat către McDonald's pentru că cea de la cazare, de acolo de unde ne-am chiriat noi, ne-a spus să așteptăm ca o oră jumătate, două, pentru că ea era în alt oraș. Știind că check-in-ul era la ora 3, însă la ora 6, că nu era gata apartamentul și da, seara. Așa deci că noi ne-am gândit să mergem cu taximetristul, am ajuns, am scos bani, am plătit 30.000 de pesos, am ajuns la McDonald's să mâncăm și pe drum am discutat puțin cu el pentru că era din Venezuela. Coincidență sau nu, domnul taximetrist era din Venezuela și mi-a pus mai multe întrebări, ce părere are despre guvern. Și, pe scurt, cea mai importantă e că nimeni nu-l suportă pe Maduro și el e aici parcă de 10 ani, nu? Mi se pare. De 11 ani. El ne spunea că nu înțelege de ce noi am fost, pentru că nici măcar el nu are curaj să se ducă în Venezuela, pentru că situația e foarte ciudată și el riscă să fie arestat pentru că a părăsit țara, noi riscăm să fim arestați pentru că suntem turiști. Și ne-a povestit și un lucru care ne-a făcut să ne gândim că am ieșit totuși bine de acolo. O prietenă de-a lui era căsătorită cu un domn din Chile, iar ei cumva trăiau în Chile și după aceea s-au gândit să plece în Venezuela. În domnul vista de acolo era bine îmbrăcat când a venit în Venezuela, iar polițiștii, când l-au văzut, îi cereau bani. Cumva se vedea corupția. Iar după asta nu știu, se întâmplă cu toată lumea. Da, iar după nu știu câte zile sau luni, domnul a fost ucis. Da, pentru că sunt unii care fac parte din ganguri, care au observat că el are mai mulți bani, de obicei este cam afișat pentru că se îmbrăca bine, avea obiecte de valoare pe el, așa că au hotărât să-l omoare încât să-l jefuiască. Și urât arată și prin zona aceasta, sunt case destul de ciudate. Am discutat și despre salariu și ne-a confirmat că se câștigă în jur de 3 dolari, mai ales profesorii, și de aia se ajunge ca profesorii să lucreze doar 3 zile pe săptămână, 3 ore pe zi. Așa că, într-un final, am ajuns la McDonald's, după care noi trebuia să ajungem la cazare, că ne-a dat mesaj proprietara că vai, sunt aici, vă aștept de o oră. Deci a început cu figuri, cu tupeu, numai cu mesaje urâte, cumva. Și noi am vrut să luăm taxiul, toți taximetriștii ne spuneau unde e adresa asta, că nu există, începeau să ceară niște prețuri exagerate, că spuneau ceva de genul, mergem pe acolo în zonă și dacă găsesc cazarea, vă costă nu știu cât. Și cumva de fiecare dată încercau să ne prostească, da, să ne facă să credem că nu știe locul, să se plimbe mai mult și noi să dăm
o căruță de bani pentru 2 km. Cam atât erau. Da, așa că ne-am deplasat pe jos. Bineînțeles, am văzut și părțile bune și părțile rele. Cea mai proastă idee e să mergem pe jos, oraș, pentru că am dat de ce ați văzut mai devreme pe lângă canal. Noi am mers pe lângă canal, fără să știm zona, având internet, dar ideea e că erau foarte mulți drogați, foarte mulți ne urmăreau și pare că am ajuns la cazare. Deci suntem în partea aceasta, căsuța albastră. Într-un final am ajuns seara la cazare pe la ora 8. Am avut un fel de scandal cu proprietara, că vai că era ea săraca, sătulă să aștepte o oră, știind că noi am așteptat două și am stabilit din prima cu ea să ne așteptăm cumva reciproc. Și după am luat cazarea și cam asta a fost toată situația cu Venezuela, cu problemele din Columbia. Acum întrebarea zilei să fie, credeți că o să ne mai întoarcem acolo? Mai ales după acest clip? Așa că lăsați în comentarii răspunsul, nu uitați, dați un like, să vă abonați și ne auzim data viitoare cu un nou vlog. Pa! Pa!